Oameni buni, cum spuneam, Daniel Grămadă este omul care poate să-ți dea și ție uh, o motivație, pentru că el e băiatul care vine din pipiric. Mânat, ca să spun așa, de dorința asta uh, de succes, uh, nu neapărat financiar, cât și personal, bineînțeles, uh, am ajuns în Spania. Eu vreau, nu știu, vreau să le ofer copiilor mei o altă viață față de asta pe care am trăit-o. Mie mi-a fost foarte greu. Eu stăteam pe o bordură, într-o gară, și am dormit trei zile într-o gară, niciodată oportunitățile nu -o, o să, te găsească acasă. Eu am o chestie vis-a-vis -vis de norocul ăsta, că multă lume îmi spunea, domnule, ai avut noroc. Nu e chiar așa. Definiția oarecum a norocului ar fi că este momentul în care pregătirea întâlnește oportunitatea. Mie mi se pare senzație treaba asta. Și n-ai să stai tu acasă, unde care, ce pregătire ai tu acasă. Trebuie să mergi în lume, să te pregătești. Eu îi sfătuiesc pe toți cei care vor să, 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 înceapă, în primul rând, să se trezească de dimineață. Este primul lucru care trebuie să-l facă ca să poată să ducă undeva cu viața asta. Deci primul Dacă lucru... Dacă nu poți să faci treaba asta, e o mare problemă. N-ai voie să te plângi, în primul rând. Nu există să mă plâng de ceva când avem, adică atâta timp cât respirăm, nu există să ne plângem de ceva. Mergi înainte, plecăm, ieșim. Ce -ți spuneam? Mă trezesc dimineața și ies din casă. Merg pe jos, pot să merg, am picioare, e, e fantastic. Ai aer în plământ, care e problema? De aici se pleacă. Eu așa am făcut. Eu cred că atâta timp, că tu simți din toată inima ta că vrei să faci un lucru și depui efortul și sufletul tău îl depui acolo, n-are cum să nu-ți reușească. Este imposibil. Dar este... pe tine cine te-a ajutat să evoluezi? Pe, cine, pe tine cine te-a ajutat să vezi drumurile astea? Ar părea așa bizar, dar să știi că eu cred într-o entitate divină și uh, cred atât de mult, uh, cred că am primit oarecum, uh, am, am sentimentul uneori că cineva îmi ghidează viața. Și e foarte important vis-a-vis -vis de treaba asta să mulțumesc în fiecare zi. Eu mulțumesc în fiecare zi. Mulțumesc pentru absolut toată pietricica de care mă împiedic sau de care nu. Pizza, acasă, acest podcast e, e La podcastul la Măruț. Știi ce zic? Salutare oameni buni și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruța. Așa cum v-am obișnuit, încercăm să vă aducem oameni care pot să vă inspire, pentru că omul din fața mea, Daniel Grămadă, îl cheamă la aproape 40 de ani. Omul ăsta și-a dat seama că pasiunile trebuie să-și facă loc în viața lui și tocmai de aia a ajuns campion național la, rally, la super rally două roți motrice. Da, clasa 2-a mai exact. Mi se pare senzațional. Bine ai venit, noroc. Ne fiind pe curs, mult. la curse, ne fiind cu volanul în față, putem să ciocnim un vin okay. al. Noroc, noroc, așa, dăm noroc cu campionii aici la masă. Eu beau șpriți, avem și pe cei de la Aqua Carpatica care sunt alături de noi. Băi, nene, și nouă ne place așa să fie șpriți. Unii ne zic că stricăm vinul, dar noi nu-i credem, nu ciucă? Corect. Corect. Uh, oameni buni, cum spuneam, Daniel Grămadă este omul care poate să-ți dea și ție uh, o motivație, pentru că el e băiatul care Vine din Pipiric și din, din, din comuna Pipiric, județul neamț uh, Și uh, are, E o comună di, O comună din vârf România, de România munt, dar mică în, în vârf de munte, da, nu e chiar atât de mică Sunt vreo uh, 9000 de locuitori, cred E destul de interesantă Pentru că e exact în, în vârf de munte Și uh, e o comună tare, tare dragă mie da, dar numai că băiatul din Pipirig s-a întors la un moment dat cu un Porsche acolo care a fost visul lui dintr-un film. O să ajungem imediat la povestea asta, doar că încerc să le spun celor care se uită la noi că chiar dacă ești, cum să spun, dintr-o zonă mai limitrofă, să zicem, dintr-o zonă mai puțin favorizată, ca să nu zic defavorizată, da. poți să reușești în viață. Da, întotdeauna. Iar tu, la 19 ani, ai zis: bă, plec de acasă, gata, mă duc la muncă. Uh, da. Da, așa am început, să spun așa, parcursul ăsta mai intens. La 19 ani am plecat în Spania, deja tatăl meu era acolo și mânat, ca să spun așa, de dorința asta de succes, nu neapărat financiar, cât și personal, bineînțeles, am ajuns în Spania. A fost adică o... ai terminat acolo școala și ai zis, bă, trebuie să mă duc la muncă, ce fac? Nu m-am dus la facultate, nu? <laughs> da, n-am terminat niciun fel de facultate. Adică, mă rog, m-am dus direct către... Către, muncă. către muncă. da. Și te-ai dus în Spania, nu știai pe nimeni. Mă rog, nu știai pe tatăl tău da, care era da, acolo. Da. da, mă rog, ideea este că tatăl meu era într-o într într altă zonă, eu eram în altă zonă, eram oarecum despărțiți, ne vedeam pe sfârșit de, de, de săptămână. Și uh, era oarecum o dorință foarte mare fiind printre străini să mă duc să-l să să văd. Și oarecum între noi s-a legat o. Uh, spre sfârșitul vieții lui, s-a legat o relație foarte, foarte strânsă între mine și el, ceea ce nici eu nu mă așteptam. Pentru că mă rog. O relație mai bună când v-ați v, da, o, v da. întâlnit printre străini pentru exact. că erați la piricine, da. nu era tocmai cea mai. Nu, da a fost cea mai fericită. să zic așa. Relație? Relație, da. Adică n a fost relația tată-fiu exact cu atât cum ai tu cu copilul tău acum, pentru că tu ai trei copii. Exact la asta și mă raportez când când spun lucrurile astea. Probabil nici el sau, mă rog, a avut și el o educație care nu tocmai ia, nu știu, nu, nu l-a nu, nu ajutat să, să vină spre mine. Adică, Dar cu mama te înțelegeai? Nu, nu, mai ales cu ea. Nu cred. <laughs> da, da, da. da. Deci, practic, tu erai băiatul care nu te înțelegeai nici cu mama, nici cu tata. Da, da, da. Uh, ai plecat la muncă în Spania, acolo ți-a reluat relația cu tatăl tău, mai bună? Da, da acolo am început să ne, ne regăsim. Veneam, spre exemplu, pe weekend și atunci uh, începusem să vorbim, uh, el începuse să mă înțeleagă și pentru mine era un șoc pentru că eu nu aveam această relație de înțelegere în care el să, să spună, da, ai dreptate, uite, m-am gândit, ai că să discutăm exact tată, fiu, ceea ce fac eu cu copiii mei în ziua de astăzi. Și când ai ajuns în Spania, ce-ai muncit? Unde te-ai dus? Mama, pentru că te-ai te dus uh, fără nimic. Da, da. A fost destul de greu, uh, munceam la o ferm, fermă, era de fapt în construcție o fermă pentru uh, găini care fă făceau ou, mă rog, nu știu cum se spune la o asemenea fermă, o fermă de ou, da. <laughs> dar era în construcție și uh, băteam în fiecare dimineață, că asta m-a marcat un pic, uh, băteam în fiecare dimineață Undeva în jur de ora 6 dimineața, un vânt extrem. În Spania sunt niște vânturi, mai ales în zona asta, să zic așa, de câmpie, și trecea prin mine, pur și simplu. Avem o gecuță ca o foiță de țigară era. Asta îmi place. Știi prima ta amintire? Da, da. Când ți-aduce aminte de Spania, e vântul ăla care da, te, te sufla da, da. de pe drum. Erau niște colegi care aveau mașină și mergeau în aceeași direcție. Dar nu înțeleg, nu știu ce, de nu ce. Te nu te luau. Nu prea nu mult. Erau, 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 erau polonezi. Eu fiind român, probabil era o anumită concurență între mine și ei. Eu aveam o facilitate de a, de a înțelege mult mai repede limba spaniolă decât ei. Și atunci existau niște chestii de genos. spre exemplu, o fază foarte comică a fost la un moment dat când dat la un moment dat era, era, trebuia să-l trimită pe unul dintre da. noi să dea cu lopata nu știu ce găinaț da. și, și mai avea și un alt job care unde trebuia să mergi să sudezi da. și atunci mi-au zis mie zi, eram eu și un polonez și eu înțelegeam spaniola mai repede decât la. mai bine și el la un moment dat zice cel care ne-a pus să facem treaba zice bă, care știe să sudeze? ăla n-a înțeles și am zis eu <laughs> Și eu m-am dus la sudaj pe la trimis la la bancă de jos. Ideea e că uh, asta vreau să le spunem oamenilor care urmăresc acest podcast: că poți ajungi să devii, cum spuneam ceva mai devreme, campion național la Super Rally, două roți motrice, la 38 30... de ani. 38 de ani, mulți înainte. Tari, uh, un fer. copil care a plecat practic bă, la muncă în străinătate ce o fi o fi. Da. Și numai că acolo ai muncit la ferma asta, după care am avut câteva luni de, de lucru acolo, după care, mă rog, m-a adus viața la un moment dat, să o luăm așa, în Madrid. Și uh, ajunsesem uh, un, urmat de un vis, clar. Visul era că. Uh, un multimilionar spaniol are o companie și acea companie are niște echipamente, și eu ar trebui să le vând. Iar era totul la început. Asta m-a atras cel mai tare pentru că am zis, domnule, dacă intru acum la început, aș putea să fiu cel care uh, va fi mai târziu. Da? Cel care a început, bă, ăsta a început cu noi. Și atunci. Da, da. Deci, practic, băiatul care făceau curat acolo la da. Coteț, la găini, <laughs> da, se... da, Are da. un vis și zice, bă, pot să fiu agent de vânzări. Da. Mi-aduc aminte chestia asta. Eu, când am venit prima dată în București, am auzit un uh, anunț la radio, un radio mic, așa, în camera de cămin, și eu am crezut că angajează oameni la radio. Eu, asta vreau să fac. că și la Radio Târgu Jiu Și mi-au zis, avem nevoie de agenți comerciali. Și am zis, -a, am fix exact la ce nu mă pricepeam. Numai că tu, când ai auzit, ai zis, bă, gata, pot să fiu agent comercial. Dar știi ceva de aparatură medicală? Ai ceva de nu, nu, nu. Am început să mă să studiez foarte mult, evident, cu prietenul Google și uh, am început să învăț. Erau niște anumite echipamente și am început să le învăț pe fiecare. Uh, oarecum aveau ei un site pregătit unde apăreau tot felul de echipamente și eu am început să mă documentez și de acolo. Uh, deci tu la un moment dat ai văzut anunțul ăsta și visul tău a fost, băi, eu trebuie să-l întâlnesc pe omul ăsta care, care face treaba asta? Da, da, da. da. Mi s-a părut excepțional ceea ce mi-au povestit. Mi-a povestit cel care a spus, băi, eu cred că tu poți să faci treaba asta. Și Şi? mi s-a părut excepțional. Și am zis ok, vreau și de să... unul singur nebun așa da, la Madrid. Da, 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 Mergeam 12 km. Mă trezeam la mă trezeam la 7 dimineața și plecam. Aveam un fel de par... nu știu cum să i spun, da, o... un un par, da, o ceva și uh, dimineața era foarte frig, la amiază era extrem de cald. Deci îți dai seama, umblam cu ăla uh, pus pe mână așa a fost incredibil și mergeam din clinică în clinică, nu știu, imaginează-ți că vizitam probabil și am ajuns să vizitez și 40 de, 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 de centre, de clinici, de saloane, unde încercam să vând echipamentul. Problema este că nu aveam nici carte de vizită, nu aveam nici nu știu ce cliente, sau cliente sau ceva. și așa mai departe. Uh, mergeam, aveam site-ul extrem de frumos și de bine pus la punct și într adevăr echipamentele erau uh, niște echipamente cunoscute de notorietate în lumea asta și atunci Evident, ăștia au zis, bă... Dar tu ai învățat spaniol acolo, o prima da, dată, da, la primul da, loc da, de muncă? Da, da, da. Am și învățat, asta Mi-a făcut ajuta, o sumedenie da? de prieteni cu care și acum țin legătura și de fiecare dată de câte merg în Spania, spre exemplu, îi sun, bă, uite, hai să ne vedem, să bem o cafea. Mi-e drag să, să mi-aduc aminte de, de momentele alea, pentru că au fost momente... Chiar dacă în momentul ăla au fost momente grele, în momentul ăsta îmi dau seama că au, au fost necesare ca eu să fiu aici. Mi se pare extraordinar cum uh, un uh, băiat de la țară, da, nu? Da, pleacă da, așa da. se duce, muncește la o fermă de găini, după aia uh, cineva îi spune: "Hei, știi, uite, poți să fii un agent comercial foarte bun." Și tu care nu știai nimic despre meseria asta, te ai duși și ai început să faci treaba asta. Da. Și ai făcut-o foarte bine, încât la un moment dat, la un moment dat am, am fost chemat uh... Uh, mă rog, au, au fost niște. a fost o perioadă de tranziție până acolo. Asta înseamnă de câțiva nu? Nu, no, nu, nu. Câteva luni au fost în care eu n-am vândut nimic. Adică eu, eu un blam, cred că am vizitat sute de, de, locații. Și te duceai bună ziua... Da, ajunsesem te... să nu mai am bani de metro ca să pot să vin, începusem să merg undeva la 12 km pe zi. Uh, N-a fost ușor, a fost foarte greu până am ajuns ușor, ușor să, să vând ceva, adică după câteva luni. imaginează că stăteam într-o chirie, trebuia plătită, am amenințat că mă dau afară din chirie, pentru că nu, nu mai reușeam să le plătesc. La modul ăsta. Și când am vândut prima dată, iarăși o fază care nu pot să uit. Pentru nici. că tu din comisioanele astea. Da, clar. De... Păi nu, nu aveam salariu. Era, a fost de la bun început târgul nostru a fost bă, uite, dacă vinzi, ești plătit, dacă nu, nu. Și pentru mine a fost foarte ok. Eu așa am și vrut. Și? și am când ai văzut primul aparat? Doamne Dumnezeule, când am văzut primul aparat a fost excepțional pentru că în primul rând am trecut de la 0 lei, de la nu avea bani de o cafea, am trecut la, nu știu, 6.000 de euro. Deci era o sumă Incredibil. Da, 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 da. Ce ai Dar știi ce am făcut cu banii, nu? Nu. Mi-am cumpărat trei costume de la Massimo. Era m-am dus și m-am uh, uh, acolo atunci pe perioada aia se făceau pe comandă. Da. Și am ales să-mi fac pe comandă, mi-am făcut costume, cureaua asortată cu pantofii, cămaș, cămaș, adică tot eram deja pregătit, mult mai pregătit de vânzare, pentru că nu aveam ustensilele necesare, ca să zic așa. Mi-am făcut cărți de vizită, deja da. eram director comercial <laughs> și mi-am pregătit adică lucrurile astea eu, cu banii mei. Mi-am cumpărat o tabletă, nu aveam tabletă, cum, cum, cum avea să prezint eu toate, toate produsele astea minunate. Și următoarea vânzare a venit foarte repede. Pentru că contează imaginea când te la vânzare. Da, 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 Contează că vine bărbatul ăla prezentat din fața absolut, ta la costum, da, a da, da, parfum și zici gata, mă, am Eu aveam de și de un minus. Da. Accentul... Care, era, care, era care nu de era da, nu, era, nu era spaniol, clar. Și? Aveai și de pierdut din cauza asta? oarecum, uneori da, uneori da. Era foarte greu să treci de... Mi se părea uh, guardian, uh, tipa de la recepție, era The Guardian. Nu adică, aveai cum să treci de ea. Deci dacă treceai de tripa de la recenție, da, era câștigai. Adică dacă ajungeam în fața unui om cu decizie, era ok. Știi că poți să-l convingi. Așa credeam, așa speram și așa îmi doream să fac. Păi și cum e se întâmplă povestea asta? Pentru că tu, practic, ajungi să vinzi aparatul ăsta medical, îți faci costume, începi să vinzi altele și ajungi asociat în compania asta? Da, nu neapărat asociat, cât un om de încredere, mâna dreaptă, ca să spun așa, acestui om de afaceri, el era un colos, pentru că el juca deja și pe parte medicală spitale, dar mergea și pe parte de estetică, chirurgie estetică, implant mamar și așa mai departe, buze, nu știu, orice, or, orice. În, în lumea asta Frumuseții. În lumea asta, da, 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 superb. Și uh, uh, printre care, evident, am început să cochetez oarecum, să aud informații și despre epilarea definitivă și despre. Uh, uh, nu știu, am învățat o, o grămadă de lucruri. Dar eu eram e, doar era pe partea de lume pentru tine. Maxim. Dar ideea este că ajunsesem să achiziționez echipamente. Imaginează-ți că ne-am dus la un moment, dat și m-am trezit dintr-o dată în fața unei tranzacții, nu știu, cred că era de vreo 6 milioane de euro. Și eu negociam afacerea aia de 6 milioane de euro. Adică eram la masă, eu, cu 6 milioane de euro. Nu în contul meu, dar în contul ăsta. Pe care trebuia să-i da? iei tu pentru Care prima. eu trebuia să-i să cumpăr cu banii ăștia produse de la un italian. Și eu m-am dus cu, cu un avion acolo și eram îmbrăcat țiplă și aveam un ceas pe mână, un panerai care mi se părea wow și eram acolo în, în discuție cu ei și vorbeam de 6 milioane de euro. Adică era, pentru mine, la momentul respectiv, era senzație. Ce tare mi se pare chestia asta, știi? Probabil la un moment dat toată lumea din sat de acolo, de la tine, de la Pipiric, zicea, unde a plecat mă, Daniel? La muncă, mă, e la muncă, unde? În Spania, mă, în Spania. Da, acum... Și chiar dacă ai început așa, uite, la un moment dat ce înseamnă nebunia și curajul, că de fapt da, e și nebunie da. și curaj. Da, da, da. da păi da. și cum ai ajuns atunci să fii asociat cu ei? Sau cum ai ajuns <coughs> să, să. Am ajuns în la afacerea un moment dat să, să, să cumpăr. El a lăsat totul în spinarea mea, ca să spun, pe partea de vânzare, dar și pe partea de achiziție. Și atunci începusem să și vând, să și cumpăr, cu banii lui, evident. Am ajuns să-i cumpăr și lui mașini, îl sfătuiam, nu vreau să-ți mașina asta, vreau să-ți mașina asta, adică mergeam cu el, îi spuneam. Ajunsesem să controlez absolut tot, el oarecum îmi... Îmi dădea senzația că la un moment dat voi prelua eu toată, toată afacerea asta, și el se va retrage în liniște, într la o munte undeva, cu familia și eu voi fi cel care voi munci și voi trage și voi duce firma pe niște culmi extraordinare. Da. Și nu a fost așa? Nu, nu a fost așa, pentru că, mă rog. Adică, na, omul ăla a simțit e o că... altă lume, ca să spun așa, bă, și nu e o lume atât de, de, de familiară, pentru că, evident, E vorba de profituri, e vorba de profituri foarte mari. Eu îmi doresc și eu să evoluez, și atunci ajungi într-o barieră în care, domnule, nu se poate. Și el nu mi-a dat șansa ca eu să mai cresc de aici mai departe, pentru că simțea oarecare concurență, după ani de zile am discutat despre despre chestia asta cu el și mi-a spus că... Păi și ce ai făcut când ai văzut că omul ăla pentru care făceai absolut toate lucrurile, la un moment dat a zis, hei, Daniel, știi ce, haide să te drag un pic pe, pe linie moartă. Nu mi-a spus neapărat cu cuvintele astea, dar oricum se simțea deja, se simțea în momentul în care a început să-mi să ia din decizii, să mă corecteze în anumite lucruri, Lucruri pe care pe parcurs n-a făcut altceva decât să-mi transmită informații și să mă învețe. Probabil la un moment dat, nu știu cum s-a întâmplat, că el a decis că e mai bine să-l să excludem pe asta, nu să-l excludem, cât să-l folosim dacă va vrea să mai meargă în continuare pe aceeași poziție, dar fără evoluție, ceea ce nu m-a convins. Ce tare. Și, fără să-ți dai seama, tu spui un lucru care poate ieși și motivul podcastului, știi? Fără evoluție, practic, nu poți să înaintezi, nu poți să ajungi undeva, știi? Absolut. Fără absolut. evoluția aia de la ferma de găini, să crezi că poți să fii agent de vânzări, apoi, fără evoluția aia de la un aparat vândut, să vinzi altele. Și ai plecat Aici, de acolo? Totul, totul se, se conturizează într-o disciplină. Dacă nu ai disciplină, nu ai ce să cauți în mediul ăsta de afaceri. Din punctul meu de vedere, eu zic că nu prea reușești cam pe fără disciplină. Dar mai mult în, în mediul de afaceri. Neavând disciplină, ești, ești pa. E ești? Ești simplu. Cum ai făcut? Te-ai dus acolo? Ai plecat de la el? Nu, am la un moment dat, la fel, eram deja în lumea asta, mă cunoșteau foarte mulți, foarte mulți își doreau să lucreze cu mine și să, să aibă anumite colaborări. Observați că e serios? Da, 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 da. da, Nu, vindeam foarte bine, aveam niște cifre fantastice pe, pe tot ce se întâmpla, îmi formasem echipele mele, ajunsesem să am echipe uh, formate deja de mine, oameni care îmi răspundeau doar mie. Adică și după ce am plecat de acolo, oamenii aia lucrau în continuare pentru el, dar în continuare nu mă căutau pe mine să mă întrebe anumite lucruri și, să, să, și o parte din ei au venit cu mine. Pe păi și cum ai făcut? A fost foarte simplu. Am venit acasă. A -a în, în România. Am venit în România la un moment dat și după care am, nu știu, am avut o oarecare discuție cu el, am simțit că nu mai este ok, am acceptat o altă colaborare. Eu eram deja pornit foarte tare și cu el, încă îl sfătuiam, chiar eu pe el, că este cazul să, să intrăm pe, pe, partea asta de epilare laser. Cunoșteam foarte bine domeniul, cunoșteam foarte bine echipamentele. Deci tu de la zero ai învățat ceva despre un domeniu care habar da, aveai. da, da, și? Da. și am, am, am intrat în, în zona asta cu o fabrică. Aici am preluat fabrica, proprietarul a plecat în Statele Unite, noi am rămas la conducerea fabricii, Încep să controlăm absolut tot ce înseamnă. La proprietar eu m-am dus și am spus, domnule, uite, eu preiau chestia asta, dar lasă-mi două-trei luni de zile ca eu să analizez foarte bine ce ai tu aici. Într-adevăr, eu, eu văzusem că el are ceva extraordinar și că echipamentele sunt de foarte bună calitate și au eficiență. Și am zis, bă, vreau să preiau, vreau să preiau, dar lasă-mi două, trei luni ca să analizez foarte bine. În momentul în care am semnat contractul cu el, eu deja adusesem, eu și colegii mei, evident, am adus undeva la 600.000 de, euro doar, din, doar chirie pe echipamentele pe care noi le plasasem deja pentru, pentru închiriere. Adică începusem deja cu profitul din și atunci seconda. ți -a seama că dintr-un agent comercial e de vânzări, e bine ușor, ușor să-ți faci business-ul tău? Da, da, da. Și? oricum eram pornit pe treaba asta. Indiferent de situație, tot aici se ajungea. Indiferent de situație. Nu putea nimeni să mă mai țină, pentru că scăpasem de sub control între ghilimele și nu, nu avea cum să mă mai țină nimeni pe, pe postul ăsta, pentru că simțeam că nimeni nu poate să-mi ofere, ca să spun așa, nu știu, viața pe care eu mi-o doresc. Pentru că eu îmi doresc să muncesc. Și eu îmi doresc să muncesc în termenii mei. Și să-mi asum greșelile știi cum e, pe munca ta, pe, cum era, mă? pe muzica mea, pe... pe patul meu, pe, muzica de patul mea, mea. pe muzica mea. Pe da, așa, pe facerea ta, da. pe muzica ta. Exact. Și ai făcut, ați făcut, practic, de așa a pornit, că la ora actuală, centrele despre care vorbești, centrele ideal, da. sunt câte sunt în lume? în lume, în Europa. În Europa, în Europa, sunt vreo 140 de locații legate, mă rog, centrele din România, e un caz mai, centrele, ideal din România sunt un caz mai special, pentru că, mă rog, colegii mei nu prea au vrut să intre în facere pe România, gândind că nu o să fie o o o afaceri. piață bună. Nu, o să fie o piață bună. A, deci era în Spania și da, acolo da, vei da, da, da Și da Ei, oricum România. erau la principiu, bă, sunt țări și sunt piețe cu țări similare, adică piețe similare cu Spania, spre exemplu. Da. Și atunci totul se raporta la Spania. Și noi, uite, avem Portugalia, avem Franța, avem Italia care ar fi oarecum piețe similare cu Spania și noi acolo ar trebui să ne dezvoltăm și să facem, nu știu, ce mare afacere. Afacere, da. Și am ținut foarte tare pentru că mi s-a născut primul băiețel în 2015 și am ținut foarte tare să mă, să mă retrag în țară. Am venit cu o sumă importantă de bani, evident, și uh, alături de colegii mei am, am, avem fabrica deja, avem Lizeru, care este, este un nume în momentul ăsta pe piața mondială pe echipamente de, de laser, pentru că noi chiar fabricăm un echipament ce scoate rădăcinile afară și adică asta tu cu cei e, asta din e... Spania, nu? Exact, tu cu echipa da, din Spania cu da, care da, ai făcut cu toată echipa, da. cu cel care ai preluat fabrica și care absolut a făcut toată absolut, da. Ah, okay, și, apoi? Și, și am ajuns, mă, mă rog, am venit, am deschis prima locație în București, e, știam business era pentru mine, e, al, adică e, e ceva, nu știu, scapeștele în apă în business-ul ăsta. Și în tot ce înseamnă partea de înfrumusețare, adică oricând mă pot apuca de orice, implant de păr, nu știu, implant mamar, orice, orice. Ca business. Da, da, da. Nu ca doctor. Nu, 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 nici, nu, nici vorba. Nu, asta chiar nu. Și ai făcut centrele... Uh, centrele ideal. ideal. Mă rog, ele vin din Spania, centros ideal, după care am intrat uh, cu centrele ideal. Avem așa, în fiecare țară, uh, e cu numele tradus acolo. Idealul nu se mai traduce pentru că el este... Și centrul ideal, practic, și în România câte ai? Uh, în momentul ăsta sunt 8 locații, două sunt uh, deja, ca să zic așa, pe vine, și uh, vor mai fi, uh, pentru anul următor, avem o, o proiecție de vreo 20 de locații pe care sper, sper din tot sufletul, alături de echipa mea și care mă susține, să le și. Uh, să da, le și astea sunt niște centre care. deci Asta e, faci Un bărbat coordonează centrele astea, <gri> așteptat am să zici că soția ta a devenit specialist <gri> da, în da. ele. Da. Nu. Uh, eu, 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 pentru mine nu contează neapărat activitatea, cât business în sine. Pentru că pe mine mă interesează administrație. Locații, deschideri, organizare și nu cred că contează. Eu cred că pentru nimeni nu contează business-ul. Și tu acolo practic ai doar centre de epilare, nu? Da, da. Și doar epilare laser este strict pe această activitate, nu trecem... În altă, zonă. în altă zonă. Și vin da. și bărbați acolo? Da, da, da. Și bărbați, femei, vin și, de, mă rog, oameni cu alte orientări sexuale, cu diferite orientări sexuale. Nu, e nicio. Toată lumea. Absolut. Este necesar, e o, e o, e o procedură și merge necesară. că adică merge, da, merg, da. merge lumea? Da, acolo. da, da. Păi suntem, nu știu, avem, cred că undeva la 14.000 de, de clienți în toată țara, în momentul ăsta, suntem top. Și suntem numărul unu. așa cel puțin eu așa consider că suntem numărul unu, pentru că uh, odată suntem uh, foarte apreciați de, de, de oameni, avem niște rezultate uh, evident, pe baza acestor rezultate suntem apreciați, că nu trebuie să fim apreciați de altceva. Deci practic oamenii pot să vă găsească dacă caută centrele ideal.ro, uh, putem poți să intre pe Instagram, uh, site, site-ul arată chiar foarte tare. Uh, <laughs> și... a Asta a, pentru pentru un lucru vreau să le mulțumesc colegilor de la de la marketing SOREB top. Da, adică... Da, Alex să acolo exact face treaba bună, da, 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 da. Știi ce vreau să te întreb? Și la un moment dat povesteai chestia asta că ai ajuns să fii campion național la rally, la super rally. Da. Uh, dar tu ai plecat cu visul tău că vrei la un moment dat să-ți o mașină, un Porsche? Uh, uh, eram, cred că aveam vreo 12 ani uh, și... Uh, a, a, erau cu casetă, video și da. așa mai departe. Și la un moment dat am, am pus o casetă cu un film, nu mai țin l-am căutat, dar nu l-am mai găsit pe nicăieri. Și apărea un tip care se cobora dintr-un Porsche și trecea prin spatele mașinii așa. Deci, măcar nu am văzut fața, frate. Mi-a plăcut spatele ăla de, de Porsche, am înnebunit. Și, și, am pus, cred că de 100 de ori, cum trecea la dar ăla era super ferchezuit și trecea pe acolo și cu ochelarii care și dădea așa în mare, mare fiță. Și m-a impresionat foarte tare, nu era ca acum să caut imediat 100.000 de modele, culori și așa mai departe, uh, adică n-am mai văzut un Porsche undeva prin anii 2000, cred că am mai văzut un Porsche. Crescetă, tu asta, ai văzut filmul ăsta la Pipiriga acolo? Da, 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 la, da, la da, mine acasă era. Pe casetă? Da, da, nu uite. Deci ți-a atenția așa, ți ce... așa mamă, gata, asta... Eu așa da vreau, am zis, domnule așa vreau, vreau și o mașina aia, vreau, îmi doresc foarte mult mașina aia. Da. Și te-ai trezit a doua zi, ai dus la școală, no, te-ai dus la da. muncă da. Da, da, și da. Era frumos, uitat de fapt, Normal și normal era să mă trezesc a doua zi, să mă duc să-mi cumpăr unul, dar n-a fost. Da, <gri> dar ai ajuns să faci treaba asta. Da, da, da. Și ai ajuns să faci treaba asta pentru că asta ai văzut-o tu la 12 da. ani? Da, am reușit să, să mi-l cumpăr. Mă rog, o să zic că a zis domnul Țiriac că nu am unul, am mai <gri> mult. Da, și tu chestia, adică la 12 ani te-ai uitat, ai văzut și ți-a rămas în cap? Da, am rămas pe mașina. Imaginează că de-a lungul timpului mi-au plăcut mai multe mașini. Nu ne mi-au plăcut și, nu știu, Range sau, eu știu, mi-au plăcut mai multe mașini, dar... Asta a Le fost... -ai din copilăria. trauma da, ta? da, aia a fost trauma mea. Și atunci am zis, bă, trebuie să-mi Am avut ocazie de 200 de ori să-mi cumpăr. Dar n-am putut să o iau, pentru că banii ăia trebuia să meargă către o investiție, ba, trebuiau să meargă că nu, nu știu unde. Și, și n-am reușit niciodată să, să, zic, bă, uite, gata, acum... N-am reușit atunci în perioada aia să zic, gata, acum mă duc să o iau. Ai reușit să-l plimbi pe tatăl tău cu mașina nu, asta? Nu, nu, n-am așa. Tatăl meu a decedat în 2006. N-a apucat să vadă cât ai realizat. Nu, no, nu, no, nu. No. Dar am în 2006, Nu adică eu tău, eram... N-aveam bani să trec strada în 2006, de unde, doamne, iartă mă Porsche. Păi de asta zic, adică tatăl tău practic nu știe că tu no, ai Nu, din păcate un nu, nu. nu. E o mare... Adică nu știe, nu te-a eu, în eu mare, eu, E o durere pentru mine și uh, mai mult decât partea financiară mi-aș fi dorit să-i vadă pe cei trei uh, copii minunați. Să-mi soția, pentru că am o soție, nu știu, pentru mine e cea mai tare de pe planetă. Și da, e alături de, de copilașii mei, uh, nu știu, am o familie, eu cred că de aici pleacă toată bogăția lumii. Dar cum ai cunoscut-o pe soție? Doamne Dumnezeule, eram uh, pentru un prieten, mă rog, am făcut eu un comentariu la... Uh, era Netlog, uh, Ai ții minte? Netlog? <laughs> Netlog, da. Da, da. Netlog? Nimeni de aici? Pozași nimic? nu sigur nu. Da, da, voi sigur nu, corect. Netlog? Netlog, da, mă rog, era un fel de platformă. No eram pe Mirc. cum ar fi? Da, bine, era mai înainte. Asta, Netlog-ul era deja In Next Generation. Era. Ce, că ne-a scăpat așa ceva? Noi ne avem cont aici cu podcastul pe network și?" <laughs> și da, nu, ăla a fost, nu mai este. Uh, și acolo am început să discutăm, după care am intrat, a apărut Facebook-ul care ne-a fascinat maxim și am început să vorbim. Imaginează-ți că i-am uh, scris, uh, exact, nu știu, aici o să mă blameze doamna Dana uh, 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 Budeanu dacă mă vede, pentru că i-am scris într-adevăr... Ca un fătălău. Da, exact, fătălău, <laughs> am scris ca un fătălău, am scris vreo trei luni de zile, tot i-am zis bună, bună, nimic. <laughs> A fost incredibil. Păi da nu te-ai bătut. Nu, bună, nu, bună, nu, bună, nu, dar, nu, da, dar perseverența este... Mă Egalitate. caracterizează, da, da, da. Păi și când îi bună, bună, aveai, aveai ceva posibilități sau erai... Nu, nu, eram fără posibilități. <laughs> erai la zona defavorizată. Eram la zona defavorizată, da, eram grav. Adică păi, și, -a, și a răspuns la un moment dat? Bună ziua, da, trebuie să dați un euro ca să traversați dincolo. N-am. Mergeți în altă parte. Și <laughs> când ți-a răspuns? Uh, la vreo câteva luni, cred. Nu mai țin minte. Exact, cred că 3-4 luni, poate. <laughs> N-am. Și? Da, ce da, ai spus? Da, Cine da. ești? Ei mi-a răspuns. În momentul în care mi-a răspuns, n-am mai pierdut vremea, am și căutat să intru să mă audă vocal. Adică credeai că cu... Ok, stai Eu că credeam, cu n-a ajuns la tine. Zi. Da, da, da. da, da, dacă da nu, nu. Să vorbesc, Oarecum Dana Budeanu cred că are dreptate pe, pe partea asta. E de fătălă, frate. Să scrii bună în continuu ca un dobitoc până patru nu luni. Nu, nu știu. Că de câte ori ai scris bună, bună până a dat rezultate? Nu, nu prea. Nu? Eu aplic ce zice, zis, da. eu? eu? aplic foarte tare ce zice Dan, nu te bagi în seamă cu bună. da, da, da. Bine, bine dar da, Am o oarecare scuză că vorbim de foarte mulți C ani. Greblă, da. da. cu bună, da, bună? Da, acolo C e... tu cu bună, bună? Da, era bună, era... Ok, bun, perfect. Cine mai e cu bună, bună, să ne lase comentarii. Până la urmă, oricum, v-ați întâlnit. Am vorbit, deci, în seara în care am discutat... Era în Spania atunci, da? Da, și era în Republica Moldova. Ok? Deci, în momentul în care am, am deschis, am, am, am început să vorbim la telefon. Am vorbit, cred că de seara de la, nu știu, să zicem 9, 8, 9. Până dimineața la 8-9. Da, au fost 12 ore intense de discuții. Nu știu ce mama n am discutat în alea 12, pentru că am fost multe ore, 12 ore. Nu știu, dar au fost eficiente de dovadă că sunteți căsătoriți de da, Da, că... da, 12 ani. Sunteți căsătoriți de 12 da, ani? Dar, de fapt nu. Scuză-mă, soția mea cred că aici m-ar fi corectat. Nu, să te de asta? la montaj? <laughs> nu. <laughs> <laughs> nu. nu, nu, nu prea. <laughs> nu, uh, nu, că mă înțelege, știe. Da, da, da. Că, că da. Ba, rog, noi, noi, bărbații greșim, nu cu datele, cu astea. Eu nu, A, mă cer eu greșesc cu, cu toate Pe când datele. Când te-ai te căsătorit? 26 iulie 2008. Uite precizie. Da, te rog frumos. Cred că am la, a mai fost întrebat de curând. El vine de acasă cu colecția cu pregătită și Mă rog, sunt 11 ani. Astăzi, împlin, astăzi împlinim 11 nu ani. Poftim, da, 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 la deci mulți ani. Pentru cei care mea. se uită la noi la podcast, acest podcast este înregistrat da. pe 31 octombrie da. 2022. Când... Da, acum o să întreb și tu de cât timp ești căsătorit cu Andra? Eu sunt din 2007, stai liniștit că răspund la întrebările astea cu ochii închiși, adică. <laughs> Am înțeles, foarte, tare. 14 ani trecut pe hârtie, frumos, elegant, semnați, da, da, cum da, să nu. Da, da, da. Și practic v-ați cunoscut și ați devenit părinți de aveți trei copii, ai un băiat da, și două în 2015 s-a născut băiatul meu David David Grămadă, așa îi place domnul David Grămadă, Alexandra doi ani mai târziu, 2017 și Ayana, ultima, Mezina. Are doi anișori, o să-mi plească doi anișori acum în deci. Să vă trească, mă, nu ai stat, stare, adică mai. ai fost hotărât. Nu, îți spun că asta e cea mai mare uh, realizare pe care cred că pot să o aibă uh, un om, la 38 de ani, poftim eu. Dar mie mi se pare foarte tare că la 19 ani pleci la muncă în Spania, da. te duci, ai grijă de tot felul de ferme de găini, după care pleci agent a... comercial în Madrid, unde nu știai pe nimeni, după aia ajungi să te asociezi, să faci să o fabrică de echipamente de astea medicale. Da. Imaginează-ți o, o poveste interesantă, este că uh, în timpul ăsta în, în tranziția asta, ca să spun, în alea patru luni de zile, eu nu, mă dădeau afară ea din, din, chirie. Și uh, eu rămăsesem fără niciun ban, nu mai aveam ce să mai mănânc. Soția mea, uh, o cunoscusem atunci, atunci, de curând da. o cunoscusem, și i-a dat mama ei 100 de euro să-și cumpere ceva, nu știu și mi-a trimis mie banii ca să pot să mai supraviețuiesc o perioadă. Deci tu atunci practic ai avut da. noroc cu, cu soția. Da, deci da, a fost da, da, cea da, care te-a ajutat. <laughs> deci cum ai convins-o tu? Deci chiar aveai bună agentă de vânzări. Da, 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 deci tu ai zis, bă, nu pot să-i dau bună, bună, <laughs> că nu rezonăm, dar dacă vorbesc cu ea la telefon o conving. Asta a fost și așa cred Asta în era continuare. Și start, eu, eu, când nu, te eu nu la cred companii. în scrisul ăsta deloc, nici pe WhatsApp, nici... Eu cred în, 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 în toată... În, să în... transmiți energia, să vorbești. Trebuie să vorbim, trebuie să discutăm, trebuie să privesc cu un ochi e cel mai important pentru mine. Mai ales în vânzări. Deci în vânzări, a simțit, bă, trebuie să dau de ea, că dacă dau de ea, da. gata, mă, o conving. Și ai convins-o? Da, băi, ne-am văzut, mă rog, a fost iarăși la fel de greu, nu pot să spun. Am trecut niște momente grele atunci. Dar până la urmă am reușit să, să fim împreună, am trecut și noi prin foarte multe lucruri, ne-a fost foarte greu, am o grămadă de provocări de-a de, -a, de -a lungul timpului, dar iată că suntem aici și uh, chiar în momentul ăsta e, e, ce e trebuie. viață bună. Da. Foarte frumos, dar spune da. și de unde nebunia asta? Deci, practic, tu ai ajuns, ai făcut Centrele Ideal, pe care oamenii le pot găsi pe ideal.ro, ai spus, da? Da, da. În, în România? Deci, Centrele Ideal, mă rog, du da. așa, ideal.ro Și, uh, Sau pe Instagram, sau, Centrele Ideal. Perfect. Iar după aia ai zis, bă, aveam încă un vis în copilărie, mă, să mă dau cu mașina de raliu. Da. Uh, asta cum a pornit? Păi, evident am în sânge treaba asta, este o, e o pasiune atât de mare încât visez noaptea mașină. Am un moment, mă trezesc dimineața și abia aștept să urcă în mașină. Și na, am început cu... Am fost prin Rusia odată cu jobul, evident, și văzusem drifturi și m-am băgat un pic pe acolo, după care am, am început să cochetez oarecum cu partea asta de off-road da, nu m-a atras pentru că eu sunt de viteză mi-am achiziționat un Maverick am început să merg cu Maverick am început să mă antrenez foarte mult pe partea asta și am zis, bă, eu trebuie să intru în raliuri și am intrat în raliuri în 2021 la amatori exact am început să câștig o cupă, două, trei asta m-a fascinat maxim noi le arătăm oamenilor fotografii pe da. parcursul podcastului cu diferite momente importante când ai vorbit de soție să știi că am arătat poze cu soție no, bă, iar eu. acum cu raliu da, da. Și după care am, eu am închiriat mașină în de raliu în 2021, după care am decis să-mi achiziționez propria mea mașină și să încep eu să mă bag și așa mai departe. Și iată că anul ăsta... Eu cred că am reușit o performanță și un lucru pe care nu, cred, nu credeam. Ba, de fapt, am crezut de ce să nu crezi. Cum să nu crezi? Am crezut că voi ajunge campion național la două roți motrice. Pentru că mașina are două roți motrice, tracțiune față, am participat la superale, deci trebuia să fiu campion. Și ai ajuns campion național? Da. Mai ai alte planuri, așa? Te-ai mai pus în cap? Că am văzut să că, știi că la un moment că da. dat, tot cu mașina asta, te întreceai și avem niște imagini așa, <coughs> te întreceai cu un avion și cu un Lamborghini urs, da, nu? Da. Tu având un Renault. Da, da. da, da bine, e o, mașină, preparat. e, exact, e. o mașină de uzină special pregătită de raliuri, să știi. Și? Și... Mai alte planuri, alte da, ambiții am să de bă, la Mangalia în prima competiție am sărit cu parașuta, uh, am venit cu practic m-am parașutat la cursă. Asta au și spus cei de la, de la televiziuni, după care uh, la Târgu Mureș am venit călare pe un cal, un cal olimpic superb. Uh, L-am și colantat foarte tare. Probabil, aveți am văzut doi, el, da, bozele, da. da? Uh, la Deva am decis să venim cu niște copii de la Eu o casă știre, de copii. De ProTV, Daniel, grămadă apariție inedite la Super Rally Târgu Mureș. Că aici ai venit că la el. Da, da. La DEV am venit cu niște copilași, mă rog, e un părinte care are grijă de vreo 12 copilași și au, -a, a fost o plăcere să-i să să văd acolo la cursă și să-i învăț cum să pornească mașinile și la mai departe. După care la București m-am întrecut cu un Lamborghini Urus și un avion. Și aici am văzut undeva tot la tine pe, pe site pentru că site-ul unde sunt toate informațiile despre tine este ideal uh, ralitim.ro, nu? Da, da. Exact uh, cu Mihai Leu, cu Mihai Azi? Leu, da. Mihai e un prieten foarte bun, am făcut și un vlog împreună. Da, exact, am găsit loc aici. Am povesti câteva Rali lucruri vlog. așa amândoi, da, da. E, eu, mie îmi lipsește ca și lui, bineînțeles, e timpul ăsta care trebuie foarte, foarte bine manageriat, de asta mă și trezesc la 5.21 dimineața. Chiar care e programul tău, știi? Am încercat să le spunem oamenilor foarte multe lucruri ca să te cunoască mai bine și să înțeleagă toată povestea asta și în același timp oamenii să-ți dea seama că dacă vor ceva și își pun în cap, o să reușească și o să spui ce planuri mai ai. Dar cum arată programul tău? Cum arată unui program unui am așa nebun? Bun, la 5.21 mă trezesc. Bine, mă și culc, într-adevăr, undeva la 10.30, la 22.30, ca să, să spun așa. Mă trezesc la, la 5.21, la ora... Bă, dar de ce la 5.21 mă 21 la... e ziua mea de naștere și am eu o chichiță cu treaba asta. Ah. da, da, da. Mi se trece, pare interesant. Când la 5 sau la 5 un sfert, adică nici da. nu aș pune pe timer. 5.21. eu spun, că mă, mă trezesc, mă întreabă cineva și la ce oră te-ai trezit. să spun 521, ca să nu mai stau să... La 521 deci, mă trezesc. Deci la ora 5 și 21 pentru că tu ești născut pe 21. 21 februarie, da. Deci ai și superstiții. Da, aș putea să spun că okay, da. Imaginează că colectez, dacă văd un bănuț de 10 bani pe jos, să-l iau și îl pun în mașină. Normal, pentru că e norocul. <laughs> e norocul pus în fronte, da. Care nu trebuie să se... Nu, nu, să nu se, se risipească, cineva. da. Bun, și te trezești la 5.21? La 5.21, la 6 sunt în sală. Undeva 35... La 6 dimineața? La 6 dimineața, da. 35-40 de minute de sală după care vin, e o mare plăcere pentru mine să-mi duc băiatul la, la școală dimineața și atunci undeva la șapte dimineața, șapte și un pic, plec de acasă. Mă întâlnesc cu tine la cafea, la da, acolo, la... La Cafenean. La Cafenean, cafe da, 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 da. Nu, așa. Că nu le spunem numele că nouă nu, dată aici nu, nu, nu și oricum, nu, nu le spunem că e Starbucks. Da, mie... <laughs> da, da. Și uh... și apoi te duci la faci după care pe plec... la centre? Da, da, după care plec. Mă duc la birou, am diferite întâlniri, nu știu, este rutina uh, zilnică și o fac și totul... n-am niciun fel de problemă, mi e drag să merg să muncesc. Eu cred că asta e cea mai mare pasiunea mea. Mai mai mai, mai arăt decât decât automobilismul. Dar cum zici că să muncesc? Și adică te trezești și zis, Bă, vreau să muncesc. Da, nu da, poți da. să stai. Da, acolo, nu, nu, nu? poți să stau. Îmi place foarte mult și, sincer, eu îi sfătuiesc pe toți cei care vor să, să, să înceapă, în primul rând, să se trezească de dimineață. Este primul lucru care trebuie să-l facă ca să poată să ducă undeva cu viața asta. Deci, primul Dacă lucru. Dacă nu poți să faci treaba asta, e o mare problemă. Să te trezești cât de dimineață? La șase, poftim. Dar să fii treaz. Da, la ora 6 trebuie să fii wake-up. Da, și fără telefon și trebuie să te concentrezi ce vrei să faci, uh, niciodată oportunitățile nu -o, o să te găsească acasă. Eu am o chestie vis-a-vis -vis de norocul ăsta, că multă lume îmi spunea, dom'le, ai avut noroc. Nu e chiar așa și a spus-o Seneca acum vreo 2000 de ani, adică nu azi, nu ieri, 2000 de ani în urmă, a spus clar că uh, norocul e, definiția oarecum a norocului ar fi că este momentul în care pregătirea întâlnește oportunitatea. Mie mi se pare senzație treaba asta. Și n-ai ce să stai tu acasă, unde, care, ce pregătire ai tu acasă. Trebuie să mergi în lume, să te pregătești. Da, pe mine știu ce mă, Și sper să-i ajute și pe cei care se uită la noi la podcast. Că pleci dintr-un loc, te duci la muncă necalificată, apoi ajungi... Aveai tu, ai văzut un film pe casete la 12 ani cu un Porsche și da. zici: asta, mai mașina mea, gata, asta o iau. Și până la urmă nu te-au nu te dărâmat toate... No. No, problemele nu, 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 vieții. Nu, nu, nu. nu. Dar nu, nu are de ce să. Adică, tu imaginezi un singur lucru: că noi, pe planeta asta, noi vom pleca de aici, e clar. Nu planeta, nu, noi plecăm. Ea rămâne aici. Și uh, nu cred că are nicio valoare faptul că cineva comentează în jurul tău sau, uh, nu știu. Te critică într-un anumit mod. E ok să primești critici, e ok să le, uh, să le analizezi și să le treci prin, prin anumite filtre, e ok să faci toate lucrurile astea cu conștiința ta, și cu educația ta, și cu experiența ta. Uh, și clar, clar, uh, nu, nu știu, nu n-ai voie să te oprești. Uite, cu educația ta. Com, la... cum murim? murim adică nu, nu ne ajută nimic. E încurajător asta, oricum murim, adică hai faceți ceva, că oricum exact, la un moment dat vă curățați. Exact, exact. Și atunci trebuie în fiecare zi să perseverez și să fie... Eu, eu văd așa, ok, previziunile economice e foarte bine să le ai uh, pe ani, dar tot ce se întâmplă cu viața noastră și chiar cu viața personală și profesională, care ele nu sunt despărțite, ele sunt la fel. Dar știi ce vreau să te întreb? Astăzi e important, acum... Asta e important, dar chestia asta, că azi e important, acum e important, vine și din faptul că tu n-ai avut o relație ok cu părinții tăi, că da. tu mai ai un frate, nu? Da, mai am un frate. E mai mare? Nu, e mai mic cu vreo șapte ani. Un frate mai mic. Și asta vreau să te întreb, chestiile astea la tine, trasul ăsta cu dinții de familie, vine și de la faptul că tu n-ai avut parte de lucrurile astea ca și copil? Hai, în momentul în care am rămas fără tată la, la, 20 de ani și uh, am m-am trezit dintr-o dată, într-o lume, orfan. Da, nici adică nu aveai a, asta a fost cu el până atunci. Noi am avut o copilărie... Eu am fost plecat la liceu, la diferite uh, școli, după care am plecat la 19 ani. Îți dai seama, el avea 12 ani când eu am plecat din țară. Și... Dar n-ai uh, parte nici de afecțiunea asta, mamei nu, sau nu, de nu, copil? Nu, nu, nu. Știi, copilul nu, care... Adică te refer la te iubesc? Da. Nu, nu, nu. nu, nu nici vorba. Nici ziua de astăzi, nu. Nu, sunt niște chestiuni care nu, nu pur și simplu nu n-am nu, avut m-am obișnuit cu ele, e dureros să-ți imaginezi că n-ai parte, uite, n-am să zicem, o relație cu fratele meu cum mi-aș fi dorit să o am. Nu am o relație cu mama mea cum mi-aș fi dorit să o am. În schimb, toată dragostea asta pe care eu aș fi avut să le ofer și lor, am, am direcționat-o către, către copiii mei și către soția mea și către familie. Și, și sincer spun, sunt foarte fericit, am ușa deschisă în permanență, și pentru fratele meu și pentru mama și pentru toate rudele Îți dau un exemplu. Mai aveam 14 euro în Madrid. Nu mai aveam absolut nimic ce să mănânc. Am sunat-o pe una, o mătușă de-a mea care locuia undeva la 100 de kilometri de Madrid. Și i-am spus că vreau să vin să stau la ea un pic. Două, trei zile, că n-am ce să mănânc. Un pic că nu mai, aveai, un pic, nu un pic, că nu mai era, da. Și uh, a zis că pot să vin, dar trebuie să pun și eu ceva la așa, am înțeles, am înțeles, ok, am zis bă, hai că vedem cum facem, nu știu, să-ți rămân dator în vreun fel. Și a zis să vin. M-am dus, mi-am achiziționat biletul de, de, de autobuz și înainte cu vreo 10 minute să plec, m-a sunat unchiul meu și mi-a spus că, băi, ne poate mai dute și prin altă parte da Adică da, când neamurile da, și familia da. ți închide ușa în da, nas, nu da, te dai bătut. Da, am rămas, am rămas sobru Dar de ce crezi că, acum spuneai mai devreme, mi-aș dori să am o relație mai bună cu mama, cu fratele, da, cu da, rudele. Da. Crezi că ei observând succesul ăsta al tău sau faptul că nu te-ai dat bătut sau îndepărtat sau s-au simțit altfel sau cum? Nu, no, nu știu dacă neapărat sunt niște lucruri vechi din familie s-au întâmplat. Eu acum nu vreau să dau vina pe ei, eu dau vina pe educația primită de ei și pe lipsurile pe care și ei le-au avut la rândul lor. Oarecum eu m-am concentrat și știi cum? M-am concentrat pe muncă. Și cred că aici a, aici a fost... Uh... Dar tu îți dai seama că vrei o altă educație pentru copiii tăi și pentru familia ta? Da, da, da. Dar da, clar, nu o să înjur niciodată copilul meu, doamne ferește. Copiii mei sunt uh, niște oameni cu care eu discut. Eu nu există să vin cu vreo agresivitate uh, asupra lor. Asta nu o să fac niciodată. Și clar, am o direcție bine stabilită uh, cu treaba asta. Și și mintea mea. Dar pe e... tine cine te-a ajutat să evoluezi? Pe, cine, pe tine cine te-a ajutat să vezi drumurile astea? Ar părea așa bizar, dar să știi că eu cred într-o entitate divină și uh, cred atât de mult, uh, cred că am primit, oarecum, uh, am, am sentimentul uneori că cineva îmi ghidează viața. Cineva, e, vorbim de divinitate aici. E clar că e cineva care, da. care nu ne-a dus degeaba pe pământ nu, așa, nu, nu, nu. și e un scop. Dar de asta spun, adică tu ți-ai dat seama că trebuie să faci mai mult decât au făcut părinții pentru tine? Ți-ai dat seama da. că tu trebuie să fii un pic altfel? Pentru că la un moment dat, se schimbă toate lucrurile astea care țin de viața ta. Uh. Dacă te referi oarecum și pe partea financiară să știi că n-am niciun fel de scop nu cred că sunt oameni în ziua de astăzi, că banii sunt accesibili și se pot accesa mai mult sau mai puțin, nu cred că nimeni moare de foame, adică nu acum și într-o normalitate. Dar știi nu, că nu sunt cred. mulți oameni care se plâng și spun da, bine că vorbiți voi că aveți sau că nu știu ce, bine că uite no, cât nu. de greu e. Zici că nu. No, nu adică trebuie asta, să, asta e dovadă a cum... ta, faptul că dacă îți propui e ceva, reușești când nimeni nu ți dă de nicio șansă să te plângi în primul rând. Nu există să mă plâng de ceva când avem, adică atâta timp cât respirăm nu există să ne plângem de ceva. Mergi înainte, plecăm, ieșim. ce spuneam? Mă trezesc dimineața și ies din casă. Merg pe jos, pot să merg, am picioare. E, e fantastic. Ai aer în plământ. care e care, care problema? De aici se pleacă. Eu așa am făcut. Să nu-ți plângi de milă în primul rând. Niciodată, nu există. Dar pentru ce? Care-i scop? Care-i ai... care, care, care uh, beneficiul? Nu, te... nu e bine, uite, tot ce se întâmplă nu e bine, uite. Păi, în primul nu rând, merge bine. Eu la muncă, observ nu foarte merge mult în lume, la... meu, că oamenii își caută întotdeauna uh, un vinovat. Și niciodată nu se gândesc la ei. Nu? Pe principiu uh, sunt gras. Ok, slăbește, <laughs> nu mai mânca nu știu, mergi la sală. Care-i problema? Adică, întotdeauna soluția e la tine. Trebuie absolut, doar să absolut, sezi. absolut. Tu ai în buzunar, bagi mâna și ți Ai voi, avut la cu soția ta? Da, da, da. Da, da, se ocupă. În primul rând e, e, e omul de care am avut și am nevoie în continuare. Indiferent. De asta, adică social, e unul un dat care te echilibrează, nu? Da, jumătatea da, ta, da. Plus că îmi dă mie o, o. îmi dă senzația de un lucru pe care mi l-am dorit, de, de familia asta tradițională, în care bărbatul este cel, cel care se duce, aduce mistrețul pe masă, îl feliază și îl dă soției să gătească. Asta e soția mea, îl gătește. Și, și, și cel mai tare lucru este că vine și, și mă apreciază. Asta, 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 asta pe mine mă dă pe spate. Copiii mei mă apreciază, copiii mei îmi mulțumesc. tati îți mulțumesc pentru casă, tati îți mulțumesc pentru nu știu ce. Pentru mine e fantastic lucrul ăsta. Să, să vină copilul tău de șase ani, de cinci ani. Asta îți dă energie. Da. Te, 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 te ridică, te levitezi. Și cu soția, adică te apreciază ce faci la modul în Da, că vine îți și spune. mulțumește, da. Vine și mulțumește. Soția mea, dacă merge la păr, spre exemplu, soția mea îmi mulțumește pentru păr. Soția mea mi-a mulțumit și pentru mașină, pentru... Adică că... e, e chestia asta de recunoștință, da, așa... eu am ajuns beyond, pentru că mie îmi mulțumește și socru. Ok, e. <laughs> Dar pe mă. mine mă sună socru, îți mulțumesc că îmi faci fica fericită, adică eu sunt acolo. Dar mama ta te sună să-ți mulțumesc? Nu. nu, nu, din păcate nu. Mama mea mă sună doar dacă există un anumit interes pe care de obicei încerc să-l satisfac. Nu neapărat în condițiile ei. Și cum e chestia asta când, de fapt, toți ceilalți îți mulțumesc și unii străini, poate familia ta e și... E foarte dureros. E, de e asta nu te dă... al dracului de aiurea. Da, spuneai că întotdeauna ai obiective așa și lucruri pe care le țintești. Care sunt? Îți doreai, nu știu, un porce, nu ți-a luat unul, ți-a luat două. Mai mult, da okay. Da, da. ok, îți doreai, nu știu, habar n-am să particip la raliu și acum ai și câștigat da, super rally da. două roți motrice. Da. Îți mai dorești ceva, chestia asta, fie că sunt de sport, fie că sunt lucruri din viața ta da, personală. Evident. Nu, mai vrei am, să faci am, copii? Am, nu mai, nu mai, cu copii gata, no, deci trei, nu, gata, da, trei. da, da trei, ok, e, e Perfect pentru mine. E, e în spaniolă, era și o chestie în care spunea: Ai doi copii, ești mediu, ai trei, deja ești în alta societate. Dar nu mă e cazul ăsta. Eu am, noi am vrut patru copii să știm. Da. Da, dar pe parcurs ne-am răzgândit. La al treilea, cel puțin, am zis: Stai, perfect. Da, da. Bun. Și unde te vezi? unde mai dorești? Uh... Păi am, evident, planuri odată cu businessul meu, să am targetele bine stabilite pe următorii ani și vreau să ajung Dar acolo. Dar centrul ideal în ce orașe sunt? Unde sunt? Avem în Cluj, avem în Oradea, avem în Bacău, Brașov, București, bineînțeles. O să fim în toată țara în curând. Adică în 2023 toată lumea o să aibă un centru ideal în oraș. Mm -hmm cel puțin așa ne am Care este specializat doar pentru doar pentru epilare laser Atât. Ce, cel mai tare cea mai tare chestie în toată treaba asta. Și lăsând la o parte partea de business, este că centrele ideale oferă un lucru numit eficiență și în momentul în care tu vezi oameni că sunt, Oamenii că sunt mulțumiți, că vin Deci noi avem mii de oameni Care vin, vorbim de România în momentul ăsta Așa pe, în toată Europa cred că sunt sute de mii de oameni Care vin în centrele noastre Dar aici în România vezi, vorbești cu oamenii Și este fantastic Să vezi cum oamenii te apreciază Exact cum îți spuneam și de familie E foarte importantă aprecierea asta Să o primești constant și oamenii îți mulțumesc. Vezi oameni, femei, spre exemplu, care au probleme cu, nu știu, ies fire de barbă pe față. Da? da? Fire și de păr. fire de păr, scuze, și pe, pe față. Și I scapă de, de problema asta, I scapă de o foliculită. Sunt niște lucruri. Eu, eu cred că epilarea laser este necesară. Știi ce spuneai mai devreme, dar fără să-ți dai seama probabil, că îmi place când vin oamenii ăștia și mă apreciază. Da. Tu întotdeauna ai avut nevoie de aprecierea asta. Da, da, da. mi-a lipsit acasă. Dacă... Iar aprecierea asta îți dă elanul da. foarte mare să faci lucruri? Da. Adică când ai te-ai apucat tu de raliu, probabil vrei tot așa apreciere din partea oamenilor. Și uite că ai câștigat... Aici am, pe, peste tot combin pasiunea sau dorința mea pe care eu o procesez și evident în toată multitudinea asta de activități, caut și apreciere. Eu, eu cred că e foarte important. Noi, Dar oamenii, aprecierea avem... asta, îți dă, de fapt, foarte multă energie ca să faci și mai departe da. uh, următorul pas și următorul pas. Da, da, da. Și, și aprecierea îmi, îmi sporește atenția, să știi. Și dacă de mine nimeni nu-ți mai mulțumește, spune Daniel, sau nimeni nu te mai apreciază, sau nimeni nu te ne mai... Ne ca un copac. Ca o floare. Simți că te pierzi atunci. Eu cred că toți ne vom pierde dacă pățim așa ceva. Nu, nu, nu poți să stai singur pe lumea asta. Este imposibil să stai singur. Noi suntem conectați unii cu alții. Tu nu vezi că ne simțim, că ne privim și deja oarecum știm am ce vrea celălalt de la noi sau, sau care ar fi schimbul nostru de. de, de. E, e fantastic. Noi trebuie să privim lucrurile astea, conexiunile astea între noi, trebuie să le privim ca. Pentru că ele există. Da, foarte interesant. Uite, uitându-mă pe site-ul tău unde le recomand și oamenilor, oricum o să le lăsăm în descriere să vadă acolo site-ul unde ești mândru așa cu mașina ta. E o mașină destul de costisitoare. Mașinile de raliuri întotdeauna sunt costisitoare. Da, sunt, sunt. Nu? Da. E o mașină care e, e scumpă și am văzut aici tot felul de apariție, știri, ai și un shop, nu? Există, da, nu știu, Asta colegii mei de la marketing ei s-au ocupat, da, există Categorii bă, bă, bă. foarte frumos. Mi se pare tare cât de departe poți să-ți duci pasiunea, știi? Arată să ai tu ca unui campion ceea ce și ești, <laughs> da. dar și al unui om care parcă face de foarte mult timp lucrul ăsta. Da, da, da. Dar să știi că foarte multă lume vine și spune, domnule, dar ești de puțin timp, adică trebuie să mai acumulezi, nu știu ce experiență. Eu cred că atâta timp, că tu simți din toată inima ta că vrei să faci un lucru și depui efortul și sufletul tău îl depui acolo, n-are cum să nu-ți reușească. Este imposibil. Adică tu crezi că eu am, în nebunia mea, eu cred că dacă voi merge în, nu știu, Porsche GT, că îmi doresc foarte mult să ajung acolo și voi ajunge... Asta în competiția, nu? Exact. La nivel european. Eu am impresia că voi câștiga. Eu așa cred. Eu, eu merg cu ideea asta. Eu cred că voi câștiga dacă ajung acolo. Deci tu vrei să ajungi în competiție, în circuitul Mi-aș dori, asta, da. Porsche da, GT? Da, da, da. Și nu ești prea bătrân pentru asta? Zic și eu acum, 38 de ani, o să ajungi la 40, până când la, până, până, poți merge? Nu ești la 20 de ani? Nu, da, nu, nu știu, nu știu. Sunt că că nu și nu la 50. Vârstă, nu? Nu, 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 nu. Nu, dar mă simt... Eu, eu, îmi place să mănânc și uneori am grijă, alteori eu, eu, am exces. Eu, dar vezi tu, eu, în continuare merg la sală. Da? Adică știu că am problema asta, că, nu știu, zgurmand. Și în continuare merg la sală. Am perseverența asta. Și nu are de ce să mă oprească pe mine, nu știu, vârsta. De ce m-ar opri vârsta? Care e? Oricum, 38 de ani e o vârstă, cum să zic, de tineri? Nu, acum m-am născut, nu de mult. În, în Spania mai merge acolo, te mai întâlnești? Da, da, da. Te chiar voi merge acum următoarele zile să mă văd cu colegii acolo și să avem Când anumite Pentru că tu discuții. practic ai rămas și în compania asta care este Absolut, în, în, da, în, da, în da, Spania. Da, da, da. Da, în da, Franța da. mai devreme sau nu? Nu, nu, Spania. Spania, Spania. de asta zic. Da. Și în... Am, în continuare, avem anumite afaceri împreună, avem multe investiții. Dar de ce n-ai rămas în Spania? Eu iubesc România, să știi. Eu sunt român, jet-beget, și nu aș pleca niciodată de aici. România are o sumedenie de oportunități. Noi ar trebui să privim în curtea noastră prima dată. Știi cum, înainte să mergem să vizităm nu știu ce țări, eu cred că ar trebui să vizităm România. România noastră este superbă. Eu sunt nebunit cu țara noastră. Eu sunt nebunit cu Pipirigu. Ai fost cu porșe la Pipirig acasă? Am fost, am fost. Ai fost în sat să da. le arăți că, băi, băiatul ăsta a, care nu, a plecat nu prea, am să le arăt. Că, vezi tu, da, mi-a fost e, e oare o așa. Ți-a fost roșine? Da. De ce? Nu știu, așa, am simțit așa că, că, nu e ok să mă duc eu cu... Nu știu, deci mă privea lumea într-un anumit fel. Și, e, nu știu, mi-a fost așa oarecare. Nu, n-am avut un sentiment plăcut, ca să fiu sincer. Da, da, era acolo, de fapt, nu mai simțeai că e apreciere, simțeai că e invidie la un moment dat. Poate, nu știu. Da, dar n-au de ce să fie invidioși. Păi cum, a reușit, să -a, a dus. de ce ar trebui să fie invidioși? S-a la muncă în Spania și, uite, bă, a ajuns da, Asta să, a fost, să asta se a fost drumul meu. Destinul? Nu o cred. În, eu cred că îți faci totul cu mânuța ta, liniștit ți le croșetezi, așa, de-a lungul anilor. Deci, pe plan sportiv, vrei așa să fie uh, Porsche GT, competiția da, da. asta pe care tu o vezi ca și cum o -și câștigi, da? Nu te dai bătut? Da. Așa, pe partea de business, vezi că centrele astea în 2023, centrele ideal, să fie peste tot? Da. da. Cu, piele, cu partea de familie, băiatul să meargă și el, am văzut da, la da, carturi. Da, este, este și el. Dar să știi că aici, eu, aici nu vreau să mă implic. Eu chiar mă retrag din. din adică vin, îi pun 10 cărți, el să-și aleagă de acolo ce vrea să citească. Nu o să vin niciodată cu anumite sugestii. Adică tu spui că el face carting, dar doar că îi place lui dacă vrea. Dacă, dacă vrea, dacă vrea, da. Adică noi avem, spre exemplu, lui, el nu e fascinat de Porsche, Eu sunt fan Porsche. El nu. El lui îi place Bugatti, poftim. Asta e, dacă îi place bugate, o să-și cumpere bugate când o să fie. Când o să fie când o să Dar cum, cum îți aduci copiii? Cum faci cu ei, Daniel? dacă își cer ceva, le cumperi sau, no. sau, te gândești bă, că aici mi se pare o luptă foarte puternică, odată să zici stai un pic că nici eu n-am avut, sau să dai în extrema cealaltă în care lasă-mă că mi-e tata și mama nu mi-a dat nimic, vă dau eu acum să aveți de toate Nu, 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 nu aplic, nu aplic, asta? nu, aplic, nu regula asta. Eu am avut povestea cu copiii în care le-am spus că eram odată cu Alexandra și cu David și le-am spus că eu n-am avut am avut momente în care n-am avut ce să mănânc și au început să plâng amândoi. Și zice, n-ai avut nici casă? Nici casă. Ce da, de ce nu mi-ai spus? Și cum parcă da, au răst e... să mă ajute, da. da. Și când vor ceva, lucruri mai scumpe, cum procedezi? Le zici, da? Ba, în sau primul rând am pui o... targeturi sau cum e? Da, am o o Aici mă refer mai mult la copiii mai mari. Păi e pe principiul ăsta. De obicei discută cu soția, soția cu copilul discută cu mine... Mă rog, soția discută cu mine, după care eu discut iarăși cu copilul, să vedem care este necesarul realmente și dacă se pretează, dacă trece, să spun așa, de acest prag, se achiziționează, dacă nu, nu se să achiziționează. Să un fel de gardian. Este, da, da. Nu, exact, nu, nu, cum e... la companiile din Spania, e gardianul. Dacă trece copilul de ea, altfel negocează cu tine. Da, la mine e un pic mai... Dar, mă rog, adică vine deja cu un plus asta ideea. Dar nu, nu se achiziționează tot ce își doresc. Se discută lucrurile. Încerc întotdeauna să le ofer lucruri care să le folosească. Adică nu ceva de care s-ar plictisi instant, ci ceva care să le folosească pe long term. Când vorbești de copilăria ta, ce ți-aduce aminte? Alergam pe toate dealurile liberi și mi-asumam bătaia care puteam să iau acasă, că veneam ud la picioare. Și, sincer spun, era foarte tare. Era foarte tare. Că oricum bătaia o luai și Oricum bătaia o ori uscat, nu totul luam, da. Ce spui oamenilor care poate au privit podcastul ăsta, stăm de o oră de poveste și au aflat că, uite, Daniel Grămadă e un uh, băiat care a plecat uh, la muncă în străinitate singur. Eu tot am repetat povestea pentru cei care urmăresc podcastul nostru și apoi ușor, ușor reușește să-și facă un drum în viață și, uite, are 38 de ani, e pasionat de sport, câștigă. Vrea să își dezvolte afacerile, nu face altceva decât să meargă înainte, adică e perseverent. Ce le spui oamenilor care poate să uită și zic, bă, nu știu, am nevoie de momentul ăla în care să simt și eu că, că, e bine, că o să fie bine, că am energie, că o să reușesc. O să plec așa dintr-o zonă dramatică, eu cred că, și întotdeauna aruncat ăsta, vrei să înnoți direct în apă. Eu așa nu e prea bă, dur așa? Nu, nu. Este necesar Uhum. Și uh, când spun asta, mă gândesc la modul că ok. Nu există mă las de fumat, uh, pun prima dată, nu știu ce, pastile. Aici să sunt și eu de acord cu tine, dar nu de fumat există acum. acum. Da, Ei, eu, e același... eu așa m-am lăsat de fumat. Da, da, eu la fel. Am fumat și eu, mă rog. Da. Da, a eu... fost crunt. Și da? te-ai lăsat -o brusc? instant, da, da, da instant. Și nu există uh, să trecem. Adică ai, ai rupt plasturile în secunda, ai tras. Nu există că dă să-l cu apă, să dăm cu niște creme. Nu există așa ceva. Nu, acum. Trebuie acum să se întâmple. Astăzi, acum. Și uh, el trebuie să, să înțeleagă faptul că, mă rog, oamenii în general trebuie să înțeleagă care vor să, să, să iau un drum din ăsta dur așa, trebuie să înțeleagă că o să-i aștepte foarte multe lucruri ce nu o să le placă. Uh, Imaginează-ți că rutina face parte. Și rutina este este periculoasă dacă nu știi să o gestionezi. Pentru că vei face același lucru zi de zi, vei merge în zi de zi acolo și la un moment dat zici o să fac altceva, nu mai, că nu mai. Că nu, sigur nu merge, sigur nu o să reușești. Dar dacă perseverezi pe acea rutină, vei ajunge la rezultat. Trebuie să ții doar drumul pe care ți-l dorești. Trebuie să-l simți ca să poți să... Și tu cum simți care e drumul bun? Care e drumul corect? Drumul pe care e bine să mergi? Am toate calculele pe parte business. Dar un lucru, spre exemplu, locațiile. Da? Locațiile niciodată nu le fac degeaba. am vin mulți, am discuții, vom amplasa aici, 5 km de la nu știu ce zona. Dacă mă duc într-un spațiu și nu simt că ăla este spațiu de deschis, nu-l deschid. Adică tu mergi pe feeling mult. Absolut. Pe instinct, pe da, ce simți da, tu. da, da, da. Și nu greșești niciodată cu chestia asta. N-am greșit niciodată până acum. N-am închis nicio locație din toate din pe care le-am le le deschis. Nu am avut niciodată probleme de relocare, deja relocăm pentru că aici, în zona asta, nu. Niciodată. Am ales perfect întotdeauna. Și asta pentru că ai mers pe ce ai simțit? Absolut. Dar îți spuneam mai devreme că sunt într-o legătură oarecum cu, cu Divinitatea. Și atunci uh, 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 simt alături de, ghidat, să zic așa, de. De divinitate. Când e momentul ăla când ai simțit așa că Dumnezeu e lângă tine? Momentul ăla în care ai simțit că, uh, da, e aici cu mine. S-a născut primul copil. Atunci? Da, da. L-am luat în brațe, soția mea, eu am participat la nașteri. Uh -huh. Am vrut să fiu acolo. A, am, am simțit, și de ce l-am simțit pe Dumnezeu? Pentru că m-am simțit neputincios. Eu sunt un om care, în secunda asta, iau arma în mână și, dacă trebuie să-mi apăr familia, acum o fac. Problema este că, în momentul ăla, eu nu puteam să mă duc și iau bisturiul ăla, să. Încute. Soția mea suferea acolo, vedeam că suferă. Pe masa de, de operație, nu am, eram neputincios. Și atunci am simțit că Dumnezeu este alături de mine. În momentul în care am văzut că l-au scos copilul, l-au spălat și mi l-au adus și mi l-au dat în brațe, am zis da. Da, mulțumesc, Doamne. Asta am zis, am zis. Și e foarte important, vis-a-vis -vis de treaba asta, să mulțumești în fiecare zi. Eu mulțumesc în fiecare zi. Eu încep, spre exemplu, ascult o melodie și dimineața la 6, 5 minute, 10 minute cât fac până la sală de acasă, eu mulțumesc. Sau la întoarcere. Mulțumesc, spun mulțumesc pentru și încep. Mulțumesc pentru David, pentru Alexandra, pentru Silvia. Mulțumesc pentru Bizin, mulțumesc pentru colegii mei minunați care mă susțin și sunt alături de mine. Mulțumesc pentru. Prieteni care în permanență cei care îmi transmit un gând bun. Cei care îmi dau un zâmbet. Mulțumesc pentru absolut toată pietricica de care mă împiedic sau de care nu. Da, asta e <laughs> făcut-o prin educație și prin cum spuneai tu, prin perseverența printr-o uh, disciplină. Printr-o disciplină și pe care o repeți. Pentru că dacă o repeți, uh, funcționează. Mama învățăturii. Disciplina. Da, 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 da. Repetiția e mama învățăturii. Dar la un moment dat nu obosești Adică să-și bă, Bineînțeles că ești atacat. Nu mai momente când pierzi așa, brăbdarea, Imaginează și dimineața ai, ai, o luptă. Păi mă bat cu aia dimineața acolo, cu mai demo. stai o da. oră, mai stai o jumătate de oră, în lasă, dată. nu te duci azi, te duci. Și atunci când se spune să nu te duci, atunci te-ai ridicat și ai plecat. ăla e punctul, butonul. Nu te duc. Nu mă duc, acum am plecat. Deci trebuie să faci contra. Trebuie să fii gică contra la trezirea aia. Sau la lucrurile care vin și ți se spun nu fă aia. Nu merge la sală azi. Stai acasă, mănâncă pufuleți. Știu că și tu ai vocile astea, mai auzi de astea care zic că stai jos și... Da. Mai ai momente? Le-am, uite acum mă gândeam, și la ce mă gândeam, nu? Nu. Că de mâine mă duc dimineața la sală. <laughs> Tot încerc să mă convin că e mai bine să mă duc dimineața. Nu reușesc. Este cel mai bine să te duci dimineața. Dar dimineața asta cu sala nu o să-ți folosească numai pentru sală. Asta o să te disciplineze pentru viața ta. Este foarte important să nu pierzi nopțile. Eu, dacă pierd o noapte acum, mă distruge. Deci mă trezesc handicapat dimineața. Pur și simplu, mă trezesc handicapat. Ciucăle nu sunt le -le în stare pierde, nimic. Nu, nu Pierd ziua le -le aia. le cam pierde prin noi weekend weekend-uri. Weekend Zilele, zile, adică timpul, este cel mai prețios lucru pe care noi îl avem. Nu se contorizează în bani. Nu există ăla. Dacă ai pierdut timpul, e, 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 e un șoc. Cum să pierzi timpul? E viața ta, e timpul tău. Noi, e limitat, că dacă ar fi fost așa la discreție, ia timp. Și în ai momente când nu vrei să faci nimic, doar să le nevești? Păi, nu prea. Spre, îți dau un exemplu. Trebuia să mă întâlnesc cu un prieten să mergem, să mergem să luăm masa. Da? Și azi bă, la ora 4 mergem să luăm masa. Era ora 11, era duminică Ce crezi că am făcut? M-am ridicat din pat, m-am echipat, copiii erau toți plecați, n aveam cu cine să comunic, soția mea era și ea cu treburile ei. M-am dus frumos, m-am urcat, m-am dus. Zice, dai timp să te duci acum, să te mai plimbi și cu schijetul pe nu știu unde și după aia să te întorci, să te schimbi? Da. Și așa am făcut. M-am dus, am zis, bă, asta e un timp, ce pot să fac eu? Asta, se apropie iarna. Ok, mă duc să mă plimb cu schijetul, chiar acum în secundă asta. Cât am la dispoziție? Două ore jumate. Atunci m-am dus adică tu nu pierzi timp. Nu, nu vreau să, să pierd timp, Pentru no. mine eu, e dar nu ți s-a întâmplat și ție sau mă rog, vouă, nu vi s-a întâmplat vreodată să, să, să te critici pentru că ai pierdut timp aiurea? Că ai stat pe TikTok ăla și ai dat așa ca un ca un dement. Cât ai zăci că pe TikTok prima dată? <laughs> prima dată? Da. <laughs> Cât am vorbit eu cu nevasta no, mea, și cred că 12 că... Pe ore. <laughs> Vreo două ore. Asta da, a stat prima dată, fără da, să-mi dau seama. Da, da. da, da. da, da, da. dar vezi că-ți fură mintea și pe da. mine să știi că uh, mă, mă fură uneori, pentru că vin tot felul de, de chestii uh, haioase și stai așa, știi și. <cute> <cute> știi, e ciudat. Nu? E ciudat deci, rău. Ideea e să nu pierzi timp, să ai grijă de Absolut. De, de fiecare absolut. secundă. Dar cum să pierzi timp tot, dacă el e limitat? Și apoi. Păi, nici și nu știi care că zic, am pierdut ne timp. Am stat, uite, așa, degeaba, că uh -huh. mai trebuie să stângi degeaba. Păi. La nu. ce? Bun. La tine e oarecum și uh, ai mereu în amintire chestia asta că a trebuit să, să pleci de, de nicăieri, știi? Da. Păi, spun... Fără nimic și uh, ai, în cap chestia asta? Și zici, bă, de asta nu pierd timp. Uit că până că aș fi dat orice atunci când aveam bani să, să am de muncă. Când am plinit 38 de ani, am avut așa o oarecare cădere. Cădere, mă rog, nu știu cum să o numim. Mi-a venit așa un gând de asta, bă, 38 de ani. Mers spre 40. Da, mă duc în cap, sunt rachetă. Și am zis, bă, uite, 38. Ideea uh, ideea că se apropie acum februarie și fac 39, deci stai să vezi. De asta zi. mers Dar, spre 40. În momentul în care au început să vină copiii, să mă îmbrățișeze pe rând, a venit soția mea. Ador chestia asta când vine soția în pijamale și mă, mă îmbrățișează. Și copiii sar unii peste alții acolo și nu știu ce. Uh, și îți dai seama, zis, bă, poftim realizare ce ai făcut. Poftim, gata, care-i problema ta? Ia du-te acum și ieși afară, plimbă cu Porsche la poftim. E? Eh? Ce părere? Și am început să... Lucruri pe care nu-l fac. Și am început să mă, să mă laud așa eu pe mine, în mintea mea. Și asta m-a... așa, ca și cum așa, 38, no problem. Încă 38 de aici încolo. Și să fie tot așa. Da, și să fie tot așa. Nu, no, bani, nu. No. Pentru mine contează leul ăla de sfârșit de an. Ai terminat anul ăsta cu un leu în plus? E foarte bine. Ai terminat cu un leu minus, undeva ai greșit. Vezi unde n-ai mai greșit și fă ceva. De da, tu așa duie și tu cu tine? Da, da, da. Dar sunt dur cu mine. Sunt dar trebuie să fiu. Pentru că eu mă consider un om de sacrificiu. Eu vreau, nu știu, vreau să le ofer copiilor mei o altă viață față de asta pe care am trăit-o. mi-a mi fost foarte greu. Eu stăteam pe o bordură într-o gară și am dormit trei zile într-o gară, într-o autogară, mă rog, și noaptea la ora 1 mă scotea, zicei că mă, zicei că mă scotea, când m-a scos la la ora 1 noaptea, din, că eu nu am fost obișnuit cu de asta. când m-a scos la la ora 1 noaptea din, din gara, că trebuie să eu nu înțelegeam de ce. Că dacă n-am mai avut, a fost fără precedent. Și când m-a scos la ora 1 noaptea din gara, și cum am simțit, zicei că m-a dat mama afară din casă. Da, 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 orfan, pe drumuri. Deci a fost nenorocire. Și am ieșit din gara, m-am dus, m-am plimbat până la 5 dimineața și la 5 dimineața am revenit înapoi. Da, cât de mult contează, știi cum e... Imaginează-ți că te trezești cu o rușine, vii cu o rușine de la țară. Vezi că nu e un atu treaba asta cu țara. Când vii de la țară, vii cu o rușine de sat. De ce spune lumea? De, nu știu, adică n -ai, n -ai, nu treci peste momentele astea. Și astea te marchează maxim. Lucru pe care le -ai, ai trăit și tu. Stai da, nu-i da, da. supăr pe ăștia mei de aici, de la țară, să da, vadă da, că, da, că, da, că nu da, am da, reușit. Întotdeauna am fost. Dar vezi, și acum trebuie să existe rușinea asta. Deci cine... Am văzut că se vehiculează foarte mult vis-a-vis -vis de treaba asta. Nu trebuie să-ți pese de aia, de aia. Nu trebuie să mai pese de nimic în ziua de azi. Ba, eu cred că trebuie să-ți pese. Că altfel, iarăși, nu faci treabă. Păi ce înseamnă asta să nu-ți pese? Ce înseamnă asta să nu mai e rușine? Să faci lucruri așa și să imediat să motivezi cu... Dai cu clicătul ăla? Nu-mi pasă. Mie nu-mi pasă de ce zice lumea. Ba, mie-mi pasă de ce spune lumea, pentru că suntem conectați cu lumea. Și trebuie să ne pese. Să știi că eu îți mulțumesc așa pentru podcastul ăsta, că a fost ca o lecție pentru foarte mulți oameni care poate s-au regăsit în diferite părți ale lui. Uite, Ciucă, vrea să înceapă sala de dimineață. Uh, eu flo să mai dulce. Florin nu vrea să uite, Florin nu mai vrea să mănânce dulce. Cam fiecare din un podcast de ăsta își ia câte un moment. Bine, fel. dar îmi doresc poate să ieși de epilat. Da, nu? <laughs> 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 da, da. Asta e, e și bărbații. Ce Bă, e ok, dar asta e o chestiune de igienă până la urmă. Acum nu trebuie să te... Nu, că la un moment dat auzi asta, mă, cum un bărbat, pești bărbat dacă te-ai epilat. Bă, tu vrei frate, da? E o chestiune de igienă iucă până la urmă. Pe de -asta, cu... păi, atunci ce de să faci? Să te razi cu lama? să stai... O să stai Deci trei zile vei sta cu mâna în buzunar dacă... dacă te razi cu lama. <laughs> mă rog, nu depinde e unde ce? o folosești. Asta <laughs> da, e că... da, da, uh, Daniel, lumea te poate căuta exact cum ziceam, uh, foarte simplu. Lăsăm site-urile în descriere. Daniel, grămadă! Uh, încă o dată felicitări pentru Cupă, felicitări pentru tare, uh, ambiția ta și pentru familie la urma urmei, pentru că toate au făcut așa parte din planul tău, nu te-ai dat bătut, ai reușit și asta e, cred că, tot ce contează. Da, da. Mulțumesc tare mult. Viață. Mulțumesc tare mult și m-am simțit extraordinar aici cu voi, cu toată echipa. Păi data viitoare poate ne pe noi la o mașină de raliu, să ne dăm cu mașina de raliu. Da, dar epilați, da? Da, absolut. Asta vreau să -i. Nu de alta, dar atleții și sportivii de foarte multe ori nu trebuie ca să nu... Sunt, da, se epilează. Da că ce spăr face? <laughs> Sală. <laughs> e foarte bună. Perfect. Mulțumesc mult de tot, Cu mare Daniel. Drag. Uh, oameni buni, uh... Să știți că așa cum am promis la podcastul acasă la Măruță, Vă mai oferim astfel de podcasturi din care încercăm uh, să vedeți uh, oameni pe care poate nu i-ați reperată, nu i-ați cunoscut în uh, lumea asta a TikTok-ului, a Instagram-ului, a Facebook-ului atât de vizibil. Dar sunt oameni care au reușit și poate vă impulsionează și pe voi. Mersi mult de tot, Daniel. Mare multă drag. baftă, succes Sutez și tuturor! Ai vreo un, vreo deviză în viață ca să închidem așa, să zicem Daniel. Știi cum e? Du-te, <laughs> du-te, du, -te, du, -te, du, -te, du -te! Go, 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 go sau... Da, sau... calca accelerația calca accelerația și uită de frână. Asta e. Asta e de vizia lui. Calca accelerația și uită de uită de frână, numai că drumul ăla trebuie să fie drept. Nu, no, nu, no, poți să, să abordezi virajele și și cu viteza <laughs> Și cu viteza, Eu fac asta. Cam așa ai făcut toată viața ta până. Cam așa încă. trebuie să facem cu toții. Mersi mult de toată. Cu mare drag. Și ne-am întors, nu cu partea a doua, dar cu un lucru foarte important pentru cei care urmăresc podcastul nostru, și anume că am uitat să le spunem că tu n-ai venit în seara asta cu porsche n-ai venit no. uh, cu visul copilăriei tale, <laughs> ai venit cu o mașină pe care oamenii, dacă intră pe centrele ideal, pot să o găsească și să o ia ca... să o primească ca premiu sau cum e. Da, ne-am gândit, mă rog, echipa de marketing uh, Soreb s-a gândit să dea pentru, uh, la sfârșitul anului uh, o mașină uh, clientelor centrelor ideal din România și evident m-au convins și mi se pare îndreptățit să fie așa ceva și atunci am oferit această un un Peugeot 208 foarte tare mașina, sincer. Mă rog, mașina cu care am venit în seara asta, chiar dacă ea este colantată, nu este mașina pe care noi o să o dăm. Mașina Înțeles. pe care noi o să o dăm va fi cu 0 km, nu, 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 nu condusă de mine în stilul meu de, de pilot de raliuri, dar ea va fi expusă în Piața Victoriei începând cu miercuri, cred. Și la final de an, evident, o să uh, va fi extragerea undeva pe 31, dacă nu mă înșel. Uh, mă rog, o să anunțe colegii mei pe Dar Instagram. Dar asta de pe, da, da, pe Instagram, da. pe Facebook, Centrul da? Ideal. Și o să oferim unei, uh, unei cliente de ale noastre, clientă Aveți... care a achiziționat de la centrele Ideal și, evident... Dar uh... vezi, aici ai o problemă. De ce doar unei cliente, din moment ce spuneai că și bărbații pot să meargă acolo și nu numai? Uh, preponderent sunt uh, femeile undeva într-un de... Asta mai e mai discriminare, ciucă Nu mai e discriminare. Nu, nu, nu. Aici e vorba de, a, e adevărat. E foarte adevărat ce spui. Sau un domn... Că am ales un 208. Doamne. Adică nu știu. E, e, pentru Doamne. Eu cred Am că înțeles. și un domn și un domn dacă va câștiga, o va face să... cadou unei doamne. Absolut, sunt sigur de treaba asta. Uh, mai multe informații aflați vă lăsăm și noi în descriere, dar în același timp căutați pe Instagram, pe social media uh, centrele ideal. Mulțumesc mult de tot, Daniel Ves. Ne-am luat drag. cu vorba și uitasem lucrurile astea. Da, da, e important. Uh, <laughs> ai încercat cu frâna de mână să te dai prin piața Victoriei? Cu asta, cu nu cu să-i sară discurile. Nu, nu, nu. Am nu, înțeles. doar, deci cu mașina de rând. Nu, raliu, nu mai doar... ales, deci încă o dată, promovăm Condusul uh, preventiv, trebuie să fim atenți. Deci trebuie să fii doar pe circuitul da. asta. Mers legal, da, da, da. Nu există, nu există. Mergem încet, mergem în legal pe, pe stradă. Nu ne. Nu ne Dar ha, pe circuit putem să ne facem de cap. Absolut fără niciun fel de problemă. Perfect, mulțumesc! Cu mare drag!